Asta dorim prin scrisoarea deschisă pe care o adresăm astăzi către excelența sa John Kerry, ca aceste afirmații să nu reprezintă un semnal. Sperăm ca Statele Unite ale Americii să se dezică de acest ambasador și să-și ceară scuze pentru gafa pe care au făcut-o. Dorim ca oficialii români să ia atitudine în continuare față de această inepție produsă de ambasadorul american la Chișinău. Și cerem și ambasadei de la București, pentru că de fapt e același spațiu, spațiul limbii române, să ia atitudine și să spună clar care este poziția față de aceste afirmații, care este poziția față de viitorul comun a celor două state românești. Avem români și pe o parte și pe alta a Prutului. Fără regiunea transnistreană sunt 80% etnici români în Republica Moldova. Nu putem să-i abandonăm și aliatul nostru, Statele Unite ale Americii, nu ne poate cere să ne abandonăm frații.